primul rând vreau să vă întreb, câți dintre voi ați dat cel puțin un mail astăzi? Cam jumătate dintre voi. Câți dintre voi ați dat cel puțin un mail săptămâna aceasta? Aproape toată lumea. Câți dintre voi ați dat 10 mail-uri săptămâna aceasta? Sau peste? Cam jumătate. E bine, numele meu este Paul Ardeleanu. Sunt trainer și consultant de vorbire în public și sunt membru fondator al asociației Centrul Gifted Education. Mulțumesc, Michael. Mai sau poate. În acest discurs voi deschide unul dintre subiectele, să le spunem, nedeschise, ale vieții noastre. De obicei, a ceea ce facem noi zilnic. Și anume, e-mail-ul. Ce înseamnă să dai un e-mail eficient? În acest discurs voi avea trei mari puncte, și anume, de unde am pornit, două povești de unde am pornit eu cu această poveste a e-mail-ului, două povești importante pentru mine, șase pași pentru a scrie un mail eficient. Și nu în ultimul rând vă voi lansa o provocare. Depinde de voi dacă o să o acceptați. Așa că să pornim la drum. Două probleme. Acum 2 ani am trimis un mail. Era după o competiție de public speaking la care am participat cu mai multe persoane, o competiție națională. Și două dintre acele persoane au câștigat, eu n-am câștigat, au câștigat locul 1 și locul 2, eu am luat diplomă de participare și eram foarte fericit după acel concurs. Așa că am trimis un mail la toată lumea care am spus, vai ce tare, ce nu știu ce, ce nu știu cum. Și am adăugat o frază acolo, în care am spus că persoana care mi-a fost nou coordonator mi-a ajutat pe partea de discurs. Partea proastă era că ea era și în arbitraj. Și la o zi distanță după ce am trimis acel mail, m-a sunat să-mi zică că de unde mi-a venit mie ideea asta, stupidă de altfel, să zic chestia aia în fața tuturor. Pentru că ea primise o pedapsă destul de aiurea pentru fapta pe care am făcut-o eu. Cea de-a doua poveste era când, acum o săptămână sau două, când am trimis un mail, tot așa după un eveniment foarte plăcut în cadrul organizației mele, trimis un mail să felicit toată echipa, să le spun ce bine merg lucrurile. La o zi distanță, mă sună managerul de proiect care spune, Paul, de la acel cuvânt mi-am dat seama că nu era ca să mă felicite pentru mail. Paul, noi facem proiecte de calitate mereu. Nu sunt mai de calitate acum. Problema mi-am dat seama după aceea unde era. Am zis în acel mail că mi se pare că acum cursurile noastre sunt mai de calitate. Și mi-a spus că erau de calitate mereu. De la aceste două provocări am pornit eu și mi-a căzut în mâini această carte. E-mail-ul, codul bunelor mari. Codul bunelor maniere, de către Shirley Taylor. Eram la o conferință, cine pune o întrebare primește această carte, când se anunță ceva de genul, de obicei ridic mâna, spun întrebare, am primit cartea, la început am răsfoit-o, după aia am văzut că îi spune lucruri interesante, așa că am citit-o. Și în această carte spunea despre niște pași pentru a scrie un mail eficient. Așa că vreau să vă arăt care sunt acești pași, pe care îi propune Shirley Taylor în cartea sa și acum un pic adaptați după modul în care eu îți scriu. Și nu în ultimul rând, o să avem un studiu de caz. Cum am aplicat eu acești șase pași pentru a trimite un mail? Așa că, care este primul pas? Primul pas pentru a trimite un mail este scopul. De ce vreau eu să trimit acest mail? Care e ideea cu el? Ce vreau să obțin? De foarte multe ori trimitem mail-uri și vrem să ne facem clar în fața celelalte persoane, fără să ne fie nouă clar ce vrem de la cealaltă persoană. Trimitem mail-uri în care nu spunem clar ce vrem. Păi vreau asta. Dă aia. Și pentru că nu este clar, orice altă persoană îl șterge, ori îți răspunde să fii mai clar, să-i dai mai multe detalii, ori poate încearcă să înțeleagă și îți trimite ceva, poate nimerește. Din fericire. Scopul. Cum eu am zis, vreau zilele acestea să trimit un mail unui maratonist
Paul Ducu îl cheamă. De curând am început și eu să mă antrenez pentru alergări. Am fost de dimineață la semi-maratonul Petrom. Am alergat cursa, la cursa individuală de... Am mai avut și energie să ajung până aici, deci e de bine. Da, terminat. Da, da. Da, da? Ok. Și vreau să-i trimit un mail, să-mi întreb cum face el. A alergat la un maraton undeva într-o țară africană, 250 de km în 6 zile. Se pare absolut incredibil și e clar că omul ăla face niște lucruri într-un anumit fel. Și vreau să-mi spune și mie. Așa că scopul pentru mine este să stabilesc o întâlnire în care Paul să-mi ofere sfaturi pentru a fi un maratonist mai bun. Mi-am spus, ăsta e scopul mail-ului meu. Cel de-al doilea pas, informații. Ce informații am eu nevoie? Am nevoie să-i trimit un PDF, am nevoie să-i trimit un Word, am nevoie să știu mai multe despre acea persoană. În cazul acesta, eu nu știam foarte multe. Eu doar l-am văzut la un discurs, l-am văzut la un eveniment și mi-a spus despre acea călătorie a lui. Așa că am început, nici măcar mail-ul nu știam. Nici măcar adresa lui de mail nu știam. Așa că am dat un search pe Google, pe Sfântul Google, și am aflat mai multe despre el. Am aflat că e destul de popular în media, de altfel. Am aflat că are o campanie foarte, foarte mare și care are succes. Am aflat că dacă trimiți pe site-ul lui, în pas cu Paul, mi se pare că se numește, avem aici, în pas cu Paul, așa, dacă trimiți pe site-ul lui câți kilometri ai alergat, o companie va dubla acel număr și va dona un euro pentru campania umanitară pe care el o susține. Am aflat toate aceste lucruri pentru că am căutat să am mai multe informații și am observat că este foarte util să avem mai multe informații înainte de a trimite acel mail. Ne dă un pic de o ancoră de care să ne agățăm, ne dă încă o legătură pe care să putem să o folosim. Pasul 3. Organizarea ideilor. Ce vreau eu să-i spun? În cazul acesta, pentru mine era să-i spun un pic despre mine, cine sunt eu, nu mă cunoaște, eu îl știu, dar el nu mă știe, să-i spun un pic despre el, să vadă că m-am interesat de el, că cunosc, și să spun un pic despre ce vreau de la el, ce-i trimit mail-ul ăsta. Știu că în acest moment există o întrebare în mintea unora dintre voi. Există întrebarea, păi, dacă fac eu toate lucrurile astea, nu petrec de două ori mai mult timp decât dacă aș trimite mail-ul normal? Pentru că ce facem de obicei? Ne punem la calculator, am de trimis un mail, scriu, send, pa. Chestia asta e un pic mai lungă, așa. Cere un nivel de procesare, cere gândire, cere timp. Răspunsul la acest lucru, dacă durează mai mult, este probabil da. Probabil durează mai mult. Dar hai să gândim un pic în profunzime, pentru că durează mai mult să trimiți primul mail. Dar acel mail va fi de calitate, scris corect, având în vedere și sentimentele celelalte persoane și spunând foarte clar ce vrem de la el. Și probabil nu va fi nevoie de 70.000 de răspunsuri, probabil nu va fi nevoie de 70.000 de clarificări și, în esență, durează mai puțin. Durează mai puțin să scriem un mail de calitate de prima oară decât să ne dăm, tot dăm răspunsuri peste răspunsuri peste răspunsuri. Și totodată ne ajută să stabilim o legătură mai bună cu acea persoană, scriind un mail de calitate. Pasul 4, cel pe care poate l-așteptați, subiect. Ce scriem căsuța subiect? Foarte multe dintre... Cam ceea ce scriem noi în căsuța subiect, determină dacă mailul nostru va fi citit imediat, astăzi, mâine, peste o săptămână sau niciodată. Ceea ce scriem noi la căsuța subiect. Asta determină. E foarte important. Dacă vrem să fie citit mailul, trebuie să scriem la căsuța subiect ceva scurt, relevant și care să ilustreze esența mesajului nostru. În cazul meu, i-am zis lui Paul, mentorat pentru un tânăr cu ambiții. Eu mi-am zis că sugerează destul de bine ceea ce vreau de la el, vreau să fie mentor și tânăr cu ambiție, ci că s-ar fi eu. Pasul 5. Schița. În sfârșit ajungem la mailul efectiv.
după ce am trecut prin acești patru pași. Și cum ar trebui să fie schițare? E bine, ar fi bine să conțină 5 lucruri. Primul rând și primul rând, formulă de salut. De ce să începem cu o formulă de salut și să terminăm cu o formulă de încheiere? Pentru că dacă nu facem asta, este foarte posibil ca mailul nostru să pară rece. În conversațiile de zi cu zi, putem să interacționăm, putem să spunem mai călduros, putem să avem o voce mai ușoară, astfel încât acea persoană să ne înțeleagă mai bine. Dar în mail nu avem toate aceste lucruri. Nu avem toate aceste ustensile, vocea, tonalitatea, căldura, ritmul. Așa că e nevoie să ilustrăm căldura în alte moduri. Și o formulă de salut și o formulă de încheiere sunt tocmai bune pentru a ilustra o mai bună legătură. 2. Stabilirea contextului. Ne-am văzut acum câteva zile. Te-am contactat în legătură cu. Să stabilim un context în care se desfășoară acel mail. Pentru că noi putem vorbi foarte, foarte multe lucruri cu o persoană anume. Dar vrem acel lucru. Prin acel mail vrem acel lucru. Micuț. Detalii. Pac, pac, pac. Acea oră, acea zi, evenimentul acela, acțiunea dorită, ce vreau de la tine și îți mulțumesc pentru răspunsul anterior. Ne vedem atunci, indiferent de ce este. Cum am schițat eu acest mail? Hai să vedem. I-am zis așa. Salut, Paul. Numele meu este tot Paul. Am 20 de ani, sunt student la anul 2 la Facultatea de Marketing, sunt membru fondator al asociației. I-am spus asta pentru că și el susține foarte mult cauzele ONG-iste. Și știu că contează pentru el. Asociația ce se ocupă, bla bla bla. Altă ieri am participat la Pecea Ciucea, deci a stabilit contextul, de acolo îl știu. Și am fost profund inspirat de discursul tău, dă-mi voie să te felicit. Continuare, detaliile. Îți trimit acest mail deoarece îmi doresc să devin un maratonist și vreau să învăț de la un expert. Având în vedere că a parcurs 250 de km în 6 zile, putem spune că e un expert. Sunt convins că în spatele unei astfel de reușite și aceasta a fost partea în care l-am lăudat un pic. Ca să demonstrez că sunt o persoană serioasă, vreau să spun că dimineața aceasta am participat la semi-maraton și l-am parcurs în mai puțin de o oră. Asta era obiectivul meu pentru semi-maraton. L-am parcurs într-o oră și 2 minute. Dar tot îl consider un succes. 10 km i-am parcurs în mai puțin de o oră, numai că cursa individuală avea 10,5 km. Și ce vreau de la el? Consider că pentru a ajunge la următorul nivel am nevoie de sfatul unui profesionist. Săptămâna următoare ai disponibilitate pentru a ne întâlni? Și vă spune, dar nu, aștept cu nerăbdare răspunsul tău. Și, ca să fie și un tipping point, i-am mai spus aici, pentru concursul tău, cum vă ziceam, trebuie să-i spui câți kilometri ai alergat în acea zi. Și a fost 15 km, probabil cei de la acea firmă vor dona 30 de euro campanie umanitară pe care el o susțin. Nu în ultimul rând, revizuirea. Ce fac cei mai mulți după ce schițează un mail? Dau send. Asta fac cei mai mulți. Și este o mare greșeală, pentru că ar trebui să revizuim mail-ul. Vă spun că de când am aplicat această formulă, de fiecare dată am găsit ceva pe care să corectez la mail-ul meu. De fiecare dată, fiecare era o virgulă, un punct, o frază, îmi dădeam seama că ceva pică aiurea, ceva nu e cum vreau eu. Și de fiecare dată revizuiam mail-ul, corectam ceva în mail-ul meu. Așa că ar trebui să identificăm care e reacția pe care o vom provoca, pentru că comunicăm cu o persoană, nu cu o mașină. Persoana are sentimente și mail-ul nostru provoacă o anumită reacție. Îmi îndeplinesc scopul? Pentru că de asta trimit mail-ul. Îmi îndeplinește acest mail scopul? Și am scris corect. Din aceste 3 puncte de vedere, să revizuim mail-ul. 6 pași. Vă mai amintești care sunt? Mi spuneți și mie? Scopul. Scopul. Să căutăm mai multe informații. Organizarea ideilor. Organizarea ideilor. Știm cam ce am spune în acel mail. Subiectul. Subiectul. Care este... Ce completăm la căsătoa subiectul? Schițarea. Schițarea. Și ultimul? Revizuirea. Super. Ați reținut perfect. Îi avem și aici. Puteți să le faceți o poză. Repede. Bravo. Provocare.
Provocare. Am o provocare pentru voi, vă lansez o provocare. Vreau să trimiteți un mail. Și vreau să-l trimiteți corect. Așa că vreau să-mi trimiteți un mail la adresa mea de mail, ardeleanu.cul@gmail.com, în care să respectați acei 6 pași. Ca recompensă, eu vă voi răspunde la acel mail și vă voi trimite un mind map. Am construit un mind map care se bazează pe această carte. Am citit-o, am subliniat pe ea, dacă vreți, puteți vă uitați, este subliniată peste tot. Așa, am luat toate informațiile, cele mai relevante informații și le-am pus într-un mind map. Așa că, de ce să cheltuiți din timpul vostru 30 de ore, când puteți să dați doar 3 minute și să aveți informațiile? Eu le-am pus într-un acest format foarte disponibil nou. Și pe lângă acest lucru veți primi această prezentare. Mă gândesc că poate fi util, poate și formatul prezentării va fi de folos. Deci dacă trimiteți un mail la adresa mea, ardeleanu.cul, în care să respectați acei 6 pași. Vreau să fie un mail scris corect, adică să-mi cereți ceva. Fie că e un parteneriat cu organizația pe care eu o susțin, Centrul Gifted Education. Fie că e o invitație la un training, fie că este să mă chemați să vorbesc într-un undeva. Adică să-mi cereți ceva, să aibă un scop anume. Fie că să-mi mulțumiți pentru prezentare. Poate v-au plăcut. Și, la sfârșit, să scrieți PS, aștept cele două materiale pe care le-ai promis. Scrieți și acest lucru la sfârșit. Ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. Va veni momentul în care va fi nevoie să trimiteți un mail de calitate. Va veni acea oportunitate. Vreau să vă asigurați că aveți mușchiul care trimite mail-urile foarte bine dezvoltat. Mulțumesc mult!